Este o atmosferă foarte plăcută aici la dumneavoastră. Se pare că aceste frumoase animale fac posibil acest lucru și copiii sunt foarte încântați. Ce ne puteți spune despre activitatea pe care o aveți aici și cum pot alți doritori să beneficieze de ceea ce faceți dumneavoastră? Pot lua legătura cu noi, simplu, avem numerele de telefon afișate pe site-ul delfinariului și da, cu ajutorul lor ne relaxăm și ne simțim bine. În ce constă activitatea? Avem lecții de echitație pe durata 40 de minute, în care începători, avansați, pot veni să se bucure alături de noi de căluții noștri. Câți căluți aveți? 10. 10 căluți și 3 ponei. Așa că și mari și mici pot veni aici la noi. Pentru fiecare stadiu de pregătire, ca să spunem așa. Exact, da. Începători, avansați, copii, plimbări, pentru toți. Toată lumea se simte bine. Aveți activitate foarte plăcută aici, da. Și frumoasă. Cu dați-ne de turtă dulce. De ce de turtă dulce? Uitați-vă, nu cum. De culoare. Okay. Uitați-vă, este cald de turtă dulce. E normal că nu poate să fie altceva. Este o rasă fiord, o rasă norvegiană. O rasă de cal care este foarte potrivită copiilor și din punct de vedere al temperamentului și suportabilității, dar mai ales că sunt foarte frumoși. Și copiilor le place să aibă un cal drăguț, nu? Nu-ți place că e frumoasă? Îți place că e frumoasă. Așa, i avem, Bogdan este un instructor vestit, este cunoscut de Erghelia Mangalie, are brațele astea fiindcă a călărit de performanță și a fost jocheu de performanță, după care a mers în Italia unde a devenit antrenor de performanță și fiindcă noi suntem mai buni decât italienii, a venit la noi. Suntem de ceva ani de zile funcțional în ceea ce privește această activitate, o activitate care înseamnă educație, care înseamnă sănătate, care înseamnă pentru copii, mai ales pentru fete, o tonificare a sistemului osteoligamentar. În ziua de azi, pe tocuri nu te înveți să mergi, pe cal înveți să mergi după aceea pe jos, prin faptul că se dezvoltă foarte bine reflexele, mușchii, ligamentele, capacitatea noastră de a ne adapta. Nu te riști să sari dintr-un copac dacă nu ai fost înainte pe un cal, fiindcă riști să-ți sucești picioarele. Glumesc, dar una peste alta, echitația este foarte, foarte importantă. Facem echitație și terapeutică, de la copii cu deficiențe psihomotorii până la copii cu nevoie de o stimă suplimentară de sine, de încredere, până, bineînțeles, la fete, băieți care sunt în perioadă de creștere și trebuie să-și tonifice scheletul. Și mai departe avem câțiva copii care sunt la nivel de performanță, diverse niveluri de performanță. De aici a plecat o fată campion balcanic, nu? Da. Da? Cât are acum? 11 ani? 12 ani? 12. A domnului Butucă? Da. Da, este, acum fata are propria erghelie, propriul manej, la alt nivel, fiindcă noi aici ne menținem la un nivel de început, un nivel care să însemne adresabilitate la nivel de complex muzeal. Suntem într-un complex muzeal, trebuie să fim buni pentru toți. Performanța, sportul, la un nivel diferit de al nostru, unde, bineînțeles, acced doar cei care se țin de această activitate.